Apăream eu și făceam o plată. Aha. Lasă că azi plătesc eu, lasă că mâine plătesc eu, unde mergem diseară, lasă că plătesc eu. Practic, oamenii ăia nu erau prietenii mei, erau fanii mei. Mie îmi plăcea că eu fiind o persoană care îi plac prietenii, adică îmi place Da, să fiu înconjurat de persoane, îmi place să povestesc, îmi place să am activități din astea, să mă relaxez. Și asta te poate costa, adică nu te costă mai mult ca sigur în cariera ta de fotbalist. Pentru că mi-am dat seama în momentul în care am ajuns să fiu într-o pasă proastă sau, nu știu, să rămân fără echipă, da, mi-am dat seama că din sutele de persoane cu care ieșeam zilnic, da. nu mă ajută nimeni. Nimeni nu rămânea măcar Nimeni, unul care să spună: nimeni, băi, Cristi, ai nimeni, nevoie de ceva, de un sfat, de ce... nimeni. Au fost, cred că îi pot număra pe, nu știu, maxim trei persoane Da? care m-au ajutat tot timpul de-a lungul vieții. Ok. Deci, În practic, toată rest, lumea asta a fugit de lângă tine. Toți oamenii care te distrau, care îți voiau compania, care te căutau, toți au exact. dispărut în momentul în care a venit problema. De-aia le spun și celor tineri să aibă grijă cu cine își petrec timpul liber. Pentru că în momentul în care ești sus, și asta nu o spun eu sau n-am inventat-o eu, o știe toată lumea în orice domeniu, în momentul în care ești sus, toată lumea e cu tine. În momentul în care ești în prăpastie, nu te mai bagă nimeni în seamă. Îți propun o chestie absolut relativă, n-ai cum să contabilizezi așa ceva, dar dacă ar fi să faci un calcul, câți bani ai cheltuit cu acest anturaj al tău? Ieșind și plătind, ieșind și plătind. Păi, sincer, dacă stau să calculez după toate sumele vehiculate în contract Da? de-a lungul celor 16 ani, cred că 1 milion de euro minim. Ai cheltuit cu anturajul tău, Da, acest anturaj da, inutil, care s-a dovedit a fi da, inutil. Wow! da. Wow! Erau momente în care îți dai seama, câștigi un ban, nu știu, îmi veneau odată la 3 luni, 45.000 de euro, dau un exemplu. Da? Dai seama că din aia 45.000 de euro mi-ajutam familia cu tot ceea ce aveau nevoie, iar restul de bani, fiind mic și prost și înconjurat de oameni incompetenți care nu vedeau nimic altceva la mine decât o sursă de venit, pentru că așa era, dai seama că n-am avut unul care să-mi zică: băi, vezi că e 10, hai, îmbracă-te și du-te acasă că mâine ai antrenament. Sau n-am văzut unul care să-mi zică: băi, hai să ne facem abonament la sală, să ne angajăm un personal trainer, să fim bombe până la vară. Astea sunt niște exemple puerile, dar care în viața unui tânăr fotbalist contează. Pentru că, după cum ai văzut și tu în ziua de azi, cel mai mult aspect se pune pe partea fizică. Deci, Cum nu poate... mai Fii există atent. talent în Da. fața muncii. Așa este. Și vedem echipe Deci, care alergă non-stop în Champions League și așa câștigă meciuri alergând non-stop. chiar acum m-a sunat un prieten că e la Londra și zice că: bă, nu-ți vine să crezi, mă, l-am văzut pe Nicolo în Colo Kanté și aleargă și acum. Bun, da. Bun. Și alergător mare de tot. Dar vreau să te întreb o chestie. Cum se poate feri un tânăr de povestea asta? Adică, cum își poate alege el un anturaj de care să fie sigur? Pentru că tentația e imensă să ai oamenii ăștia în jur, care te gâdilă, Este foarte te simplu. laudă. Este foarte simplu. În primul rând, să-ți iei familia cu tine. Așa. Asta în ideea în care ești minor. Da. Iar dacă ești major, la fel, să-ți iei familia lângă tine pe cât mai mult posibil și să încerci să-ți faci o iubită stabilă cu care să poți să pleci și în Burkina Faso și peste tot și să fie lângă tine. Să nu ai lipsuri. Să știi clar că îți termine antrenamentul, ajungi acasă, ai de mâncare. Să știi clar că vrei să dormi la prânz, nu-ți zice nimeni: hai să mergem la o cafea. Da. Seara vrei să ieși la un film, nu zice nimeni: băi, hai că am luat masă la club, mergem la club. Părinții Înțelegi? încercau Astea să te încercau cumva să-ți spună că ce faci tu nu e tocmai în regulă? oarecum, dar aici o mare, adică greșeala cea mai mare a fost la mine, pentru că eu deja eram, mă vedeam cu saci în căruță și mi-era greu să ascult, de exemplu, de taică-miu care îmi zicea: băi, nu mai ieși cu aia, nu mai fă aia, nu mai fă aia. Ziceam: bine, mă, las că știu eu mai bine ce am de făcut. Înțelegi? Da. Deci asta, anturajul este cel care te poate face să fii
star sau te poate face să fii opusul cuvântului. Cam asta e. Și sunt multe de povestit. Eu aș fi vrut și chiar m-am gândit la noi în România, nu există, sau mă rog, poate acum există, dar înainte nu exista sprijin da? Din partea unor oameni competenți în domeniu care să lucreze cu tinerii. Te referi la psihologi? Exact. Așa. Exact. La noi în România, dacă îi spui că mergi la psiholog, te face lumea nebun. Adică, domne, cum să mergi la psiholog? Când ai simțit nevoia prima dată să vorbești cu cineva și nu aveai cu cine în cariera ta? Când m-am transferat la Inter. Așa. Ce s-a întâmplat? De ce, de 18 ani. Ce nu era? Ce nu mergea? Absolut tot. Era făcut invers. Adică, ca să înțelegi, eu eram capitan la Primavera. Da. Dădeam goluri, jucam foarte bine, câștigam bani. Da. Doar că după ce plecam de la stadion, mă simțeam nu singur, foarte singur. Îmi lipsea viața din România. De-aia, drept dovadă, terminam meciul la ora 3, la ora 9 eram pe aeroport la București. Serios? Da. Făceai naveta asta doar pentru a veni aici și a te simți cumva... Exact. Și asta nu odată. În decurs de 4 ani de zile, cred că am la zboruri că n-au piloții de avion. Bun, deci tu practic te simțeai singur în Italia. Da. Eu sunt, nu suport singurătatea. Nu îmi place să fiu... Vreau să fiu în permanență acompaniat de persoanele dragi mie. Okay. Ca să înțelegi ce vreau să zic. Și atunci, îți dai seama, fiind acolo singur, eu aveam tot ce îmi doream, dar de fapt n-aveam nimic. Dacă înțelegi ce vreau să zic. Adică îmi doream, aș fi renunțat poate la ceea ce câștigam ca să fiu cu apropiații, să pot să stau liniștit. Sunt mulți factori care adunați la un loc îți pot influența cariera în mod pozitiv sau în mod negativ. Eu, din păcate, ți-am zis, am făcut greșeli și nu neg lucrul acesta, doar că înainte de a face eu aceste greșeli, am fost mazilit din toate colțurile. La Inter, de ce crezi totuși că n-ai făcut pasul? Adică tu jucai și jucai. Îți și explic acum repede, în câteva secunde. La Inter, fiind capitanul echipei la Primavera, eu eram obișnuit cu seniorii în România, Liga 1, Liga 2. Da. Ajungând acolo, simțeam că e prea ușor și fără nicio lipsă de modestie, chiar era prea ușor pentru mine. Adică nu vreau așa ceva. L-am sunat pe Iacob în secunda 2 și am spus, te rog frumos, caută-mi echipă de senior, pentru că eu la ăștia nu am ce să fac. Așa. Asta a fost cea mai mare greșeală a vieții mele. Pentru că în momentul în care eu am ales să plec la Modena în Serie B, da, pe motivul că nu mai vreau să joc la junior, vreau la senior, eu am plecat la Modena, am debutat 5 minute sau 3 minute cu Lece. Lece, în momentul acela, promova în Serie A. Am mai jucat un 10 sau 15 minute în al doilea sau al treilea meci, după care a venit criza și a venit președintele la mine și mi-a zis, îmi pare rău, trebuie să bag jucătorii mei de la Primavera, căci cu tine nu am niciun câștig. Tu după 6 luni te întorci la Inter. Așa. Am stat 6 luni, n-am jucat deloc. Între timp, la prima echipă a lui Inter, René Crin, care era colegul meu de echipă cu Vid Belec și cu Matia Destro și cu Davide Santon și cu, Joel Obi, au făcut pasul la echipa mare. Au și fost în cantonament cu ei în America și au și debutat în Serie A. Deci, practic, ai ratat o oportunitate, aia era fereastra ta, probabil. Dacă rămâneam eu la Inter încă 6 luni, că asta a fost iar o prostie, să doresc eu să joc cu seniori. Eu aveam 18 ani, dar îți dai seama cam ce dorință aveam să demonstrez dacă am făcut treaba asta. Nu zic că a fost o prostie. De-aia sfătuiesc orice tânăr jucător român care ajunge în străinătate să aibă răbdare. Să aibă răbdare, pentru că acolo lucrurile sunt făcute cu cap. Știu oamenii aia când să te bagi. Nu poți să grăbești tu lucrurile. Deci e și o chestiune de timing, totuși. Da, 100%. 100%. Păi ți-am zis, eu gândesc, dacă nu plecam în alea 6 luni și continuam să am măcar evoluțiile de până atunci. După alea 6 luni, ce s-a întâmplat? După întoarcerea de la Modena? După alea 6 luni am plecat, m-au trimis la Aquila. Da. Ți-am zis, într-o chestie... Nu, aia a fost la Milan, cred că la Dinamo te-au trimis după alea 6 luni.
Inter te-a trimis la Dinamo. Nici nu mai știu, sincer, că am schimbat echipele. În CV-ul tău este Inter, după aia apare Modena și după aia apare... Ai jucat și la Primavera, văd, la Modena? Nu, n-am jucat niciun meci la... Așa scrie în CV-ul tău. Nu. După care Dinamo, împrumutul de la Dinamo. Păi nu, în momentul în care am semnat cu Milan, că de-aia poate ți-ți apare acolo așa, eu după Modena am semnat cu Milan, după care m-au trimis la Aquila.